Deci, ok. Deci, cum arată după sârbă o horă? Deci, hora, în primul rând, se deosebește pentru că are pe accentul secundar accentul, adică pe doi. Una, două, una, două, una, două, una, două și așa merge mâna dreaptă pe cors. Una, două, una, două, una, două, una, două. Atunci hai să vedem un acord cu două corzi, la care primul bați doar coarda de bază și la bătaia a doua bați ambele. Tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac. După cum v-am spus, sunt două feluri de hore, una mai de tip veche, la care apare o întârziere destul de întărită, ca și cum ai auzit triole, și o horă de tip mai modern, care este un pic mai strâns și mai aproape de doi pătrimi, deci tum-ta, 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 tum-ta. Asta e tipul vechi, cum simți un pic triolele, tum-ta, 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 tum-ta. Și tipul nou, tum-ta, 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 tum-ta. Deci, cam asta e diferența. Însă, o să avem o formă de horă pe un up-tempo, orele pe bătute sau brâul în dialectul munteniei, unde această horă se va transforma într-o singură bătaie jos pe accentul secundar. O să vedem și asta. Deci, pentru exerciții, după lupurile de copsă care vă propun, să încercați să dați feeling-ul orei, deci accentul secundar. Ora de tip veche la Anti și una mai nouă la Păun Vasile și la înregistrările Electrecord. No. Deci, spor la treabă. Asta fiind baza orei, putem avea mii și mii de variații pe ritmul ăsta după ce am învățat ora de bază. Unul dintre care vă propun o agățare. Deci, merge mâna dreaptă 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Înainte de 1, poți să faci un prebit cum ridici mâna 1, 2, tidinchiti, tidinchiti. Prebitul ăsta e pe una dintre corzi. Ori e cel de jos, ori de sus. Agăți, dai în sus și după aceea întorci mâna către variația normală. Deci, tum tac din tac din tac din tac din tac din tac. Și astfel ai obținut o variație interesantă. Cobzarii mai pricepuți, cu mâna dreaptă mai evoluată, fac aceste cu o finețe în mână, parcă ai face niște opturi. Deci, sus un pic mai în altă direcție, jos în alta. Parcă ai scrie un opt. Încă o variație pentru această agățare. Deci, simplu, logic, avem o posibilitate să agățăm după 1, opitul de după 1. Tin ki din, 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 tin ki din. Și după aia, dacă ați exersat, puteți să combinați aceste două posibilități de agățare.